Marian Lupu a confirmat că un ministru, un primar și alți exponenți a Partidului Democrat sunt anchetați de CNA. În acest context, liderul democraților a subliniat că, în pofida acestui fapt, formațiunea sa nu reacționează dureros și nici nu va face presiuni politice. Eu vreau să cred că asistăm la startul unui proces adevărat de luptă cu marea corupție și cu abuzul de funcție. Cu atât mai mult că un primar, un șef de agenție, un ministru, anchetați, sunt exponenții Partidului Democrat din Moldova. Marian Lupu s-a arătat convins că intentarea de către Centrul Național Anticorupție a mai multor dosare unor persoane cu funcții de răspundere este un început al adevăratei lupte cu corupția. Noi ne abținem de a face presiuni politice pentru a opri anchetele anticorupție în aceste cazuri. Acest proces trebuia să înceapă în forță după reactivarea CNA, în urma reformei acestei instituții, și va putea fi judecat după rezultate și nu doar după acțiunile de procedură. Menționăm că omul de afaceri Vasile Gudima a fost reținut la 15 februarie fiind suspectat de corupere, dar și de interceptarea convorbirilor telefonice. În cadrul aceluiași dosar, examinat de Centrul Național Anticorupție, a fost reținut și șeful Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, Nicolae Vicol, precum și doi ofițeri CNA.